Betoniera tip pahar. Când este adusă în șantier betoniera, este bine, în primă fază, să se facă o verificare vizuală a elementelor relative de siguranță, părțile electrice și protecțiile mecanice. Să se controleze stabilitatea mașinii pe teren compact și plat, eventual nivelându-l, adăugând nisip. În caz de teren instabil, se va face o fundație cu ciment sau scânduri. Dacă este poziționată pe fundație, trebuie să se verifice rezistența acesteia dacă este suportată greutatea. Este efectiv interzisă folosirea de obiecte pentru susținerea sau înălțarea improvizată, cărămizi, pietre, bucăți de lemn sau să se miște roțile. Utilizarea betonierei. Încărcarea betonierei cu nisip, ciment sau altceva este de preferat să se facă atunci când este oprită. Muncitorul va trebui să utilizeze în timpul încărcării masca de protecție împotriva prafului și mănuși pentru a evita contactul cu elemente iritante. Amintim că punerea în funcțiune manuală a încărcăturii poate constitui un risc și deci trebuie făcută cu prudență. Dacă încărcătura materialului va fi făcută atunci când mașina este în mișcare, trebuie să se evite contactul paletelor cu lopata, iar sacul cu ciment să nu se sprijine pe gura betonierei. Betonierele tip pahar, pinion și coroană dințată pot fi zgomotoase. În acest caz, muncitorul trebuie să folosească dispozitiv de protecție a uzului. Când betoniera este instalată în apropierea zonelor de muncă cu cotă înaltă sau sub raza de acțiune a macaralelor, trebuie să se construiască un acoperiș de protecție de o înălțime maximă de 3 metri. După utilizare, în timpul spălării cuvei cu jeturi de apă continue, de exemplu furtunul cu apă, betoniera nu trebuie să mai fie alimentată la curent.